Vă salut, băieți din Republica Moldova. Avem un nou șantier cu o nouă sistemă. În Republica Moldova, nu cred că precis, e prima. În România, nu cred că este așa ceva, dar în orice caz, din punctul meu de vedere, ăsta e cosmos. Haideți să-ți vă arăt. După cât știți, în sfera de ferestre, eu sunt din 2006. Deci am experiență destul de mare în spatele meu. Și noi am avut ocazia să montăm toate tipurile de tâmpării. Tâmpării făcute în Germania, în Polonia, în Lituania, Italia, România, Ucraina, din toate colțurile lumii, să zic așa, Iana. Dar în sfârșit, peste 16 ani de zile, a venit și timpul când avem ocazia să montăm tâmpării adusă din China. Când prima oară mi s-a sunat și mi s-a propus să ne apucăm de șantierul dat, nu mi era interesant, dar când am auzit că sunt făcute, sunt produse în China, când am venit la fața locului și am văzut calitatea produsului, ăsta e cosmos. Nici o serie de tâmpării care dumneavoastră cred că le-ați văzutele, nu au atâtea plusuri cât tâmpăriile date. Prima care a bătut în ochi când am despachetat cutiile, cum au fost ele livrate, a fost desigur plasa pentru țânțari. Este o plasă pentru țânțari, eu cred că e un fel de inox vopsit, dar specifica la plasa asta care, ea este integrată în geam. Plasa dată, de fapt, ea se deschide în interior, ea nu se deschide cum ca de obicei în exterior. Și a doilea moment care a bătut deodată în ochi, calitatea, cum au fost strânse tâmpăriile date. Cu așa o finețe, s-o numesc eu. În practica mea noi avem foarte mult aluminiu strâns și pus, dar așa cum este strâns aluminiu dat, asta prima ce ne-a bătut în ochi. Lucrul 2 care tot este de apreciat este folia de protecție care stă pe sticlă. Este un fleac, dar el își are plusul lui mare. Lucrul 3. Mânierul. Dacă noi atragem atenție, este mânier Hope. Hopele care este la noi îl cântărește, cred că în jumătate, ca mânierul Hope care este la fereastră. După cum am zis, vă arăt plasa. Uitați-vă cum se deschide. Are un clempuș și plasa se deschide în interior. Se închide înapoi pe magnet. Avem și uși de intrare și deci avem și deja montat o ușă la etajul 2 și vreau să vă arăt tot finețea ușii date. Mânierul, cât este de frumos. Și bomba bombelor. Plasa ușii, vedeți și mahină de plasă. Plasa tot are broască și tot are mânier, numai chiar deschide în exterior. Deci ne uităm și din afară, uitați-vă finețea lucrărilor făcute. Plasă din metal, un profil de ușă, cu mânier pe ambele părți și cu broască. Eu cred că n-ați văzut la cel mai de pafos sisteme de aluminiu care există. Și ușa înăuntru. Avem un prag micuț din aluminiu cu punte termic. E bombă. A să începem cu parametrii. Grosimea la profil, avem fix 110 mm. Grosimea tocului, 110 mm, ca să înțelegeți. Grosimea puntii termice, care este la dânsul, este de aproape de 40 mm. Deci, este un profil de lățime la clasele premium. Sticla, care a venit. Avem un tripan cu grosimea de 52 mm. 3 sticle de 5, asta la toate tâmpăriile mici. La cea mai mare tâmplărie noi avem 2 sticle de 10, mai bine zis 2 de 5, cu o peliculă de 0,76 microni între dânsele. Cu baghetă din polimer de culoare neagră și eu nu știu dacă ele sunt călite, ca să nu vă spun ce stic. E scoasă, vedeți, eu trec cu mâna ușor pe marginea sticlei, ea este șlefuită. Avem 3 garnituri, fie la ușă, fie la ferestre. Geamurile la noi sunt, după cum ați văzut, au simplă deschidere, au simplă deschidere și au și deschiderea dublă. Având așa un toc gros, noi trebuia să folosim un profil solban de sub,
ca să nu cadă în locul unde stă punctă termică, cu toată greutatea să nu deformăm, să numim așa. Și decizia mea a fost să folosim un profil adăugător de 72 de mm, i-am pus în trânsul o bucată de PSP, bucată de polistirol, să numesc așa, care pe urmă a fost fixat. El, funcția lui o să fie ca profilul solvant de jos, unde trebuie să vină scurgerea și unde trebuie să vină pervazul. Cu toții știm deja că locul cel mai slab este partea de jos, unde stă profilul solvant. La fel, de-a lungul la profilul solvant s-a pus o bandă bicomprimantă care o să se infle și în caz că va rămâne pe undeva la locuri să sufle banda bicomprimată, nu o să dea voie să se întâmple asta. Treptat o să ne mutăm în sistemele de fixare. Casa este construită din cărămidă roșie, mai bine zis din Brixton, pentru ca să putem face un montaj de calitate. Golurile, eu desori m-am repetat, ele trebuie să tencuite, ele trebuie să fie netede, mai bine zis. Ele poate nu așa de important este să fie drepte, cât ele trebuie să fie netede ca să putem banda de etanșare să o lipim ca lume. Și la fel partea de jos. Prima, că slichem banda de etanșare, dar și a doua. Noi, sistemul de fixare la tâmplării, prin stânga, dreapta și sus, noi să folosim sistemul de fixare prin toc, o să ajungem la ea, dar în partea de jos să avem sistemul de fixare prin plastini, prin ancore metalice, să le numesc eu așa, Iana, și că noi să putem fixa ancorele cele, numerind în golurile cum este la Brixton, să lua decizia că porțiunea unor să vină plastinile, să simple golurile, ca să putem să ne fixăm, ca fixarea să fie ok făcută. Cum o să fixăm noi tâmplăriile date? O mare majoritate deja sunt fixate. La colțuri vom folosi ancore de tipul dat, care pe urmă prin găurile lor, deja da, o să se ancoreze în cărămidă. În mijlocurile și părțile mai lungi vom folosi așa tipuri de nylon. Ele sunt preconizate pentru cărămidă gen Brixton, gen Porotherm, care am făcut găurile pentru a intra nylonul dat, o să se bate și pe urmă se înșurubează șurubul. Asta noi vorbim despre partea de stânga-dreapta. În partea de sus, deoarece avem beton armat, vom folosi așa tipuri de sisteme de fixare. Este sisteme de fixare pentru beton. La fel, sunt deja făcute găurile. Prin găurile date, ne fixăm în beton. Partea de jos, după cum am zis, vom folosi doar plastini de tipul dat, deoarece noi avem profilul adăugător solvant care a venit și găurile care câteodată ne mai dau și bătăi de cap. Vedeți? Găurile. Noi o să ne fixăm prin toc în perete și pe urmă tot puzzle-ul dat, el se astupă. Noi nu o să avem, nu o să se vadă nicăieri că stau diblurile ori că stau alte sisteme de fixare. Tot o treabă care eu nu am mai văzut-o până la tâmpăriile date. Numai decât două sisteme de fixări avem la ancorile este metalice, membranele care le folosim noi. Noi folosim două tipuri de membrane, interioare și exterioare, de la marca Soudal, tot de la băieții de la Soudal. Noi folosim Soudal Flexifoam, asta e spuma care o strângi și ea se desface la loc. Da, ea este un pic mai scumpă, dar după părerea mea este una dintre cele mai bune spume care putem să le găsim pe piața noastră din Republica Moldova. Tot după cum puteți observa, la geamul dat, noi nu avem bălămări, nici jos, nici sus. Este un geam, nu cu un geam, toată casa, practic în afară de ușile de intrare, au venit cu bălămări ascunse. Ia ca așa, arată ancandramentul sau ștapicul. Care prinde sticla. El nu vine din bucăți, ca de obicei, dar el e unul întreg. Tot pentru noi asta e ceva nou, noi n-am văzut. Cât de fin au lucrat băieții ăștia din China, nu știu cine se ia. Uitați-vă la ei și găurile de drenaj. Au dopuri special, perforate. Eu cred că ele sunt făcute pentru ca să nu între gâzele, albinele, ceva de genul dat în casă. La etajul 2, ca și la etajul 1, avem ca două goluri mari. Ele au 3 pe 2 și 60 undeva înălțime. Tâmplăria asta tot a venit întreagă. Și acum dici întrebarea,
cum ei au livrat tâmplăriile. Ia că ele au venit în așa o cușcă, să o numesc eu, împachetate, în carton, la colțuri, cu așa șevata, înfoliate cu peliculă. Și cred că răspunsul la întrebarea care tot stați pe gânduri, învârtiți în cap matematica, care ar fi costul la tâmplăriile date. Toată comanda a fost executată în 2 luni de zile, confecționarea și livrarea acasă. Ca să înțelegeți, dacă noi comandam aluminiu din Moldova pentru comanda dată, nu trebuia vreo 2 luni de zile să așteptăm aluminiu care să vină din Europa până să-l vopsească, până nu știu ce, și încă undeva vreo 3 săptămâni ca să le confecționăm toate tâmplăriile. Tâmplăriile date au fost confecționate în 3 zile, în 3 zile lucrătoare. Livrarea la tâmplăriile date a durat 1 lună și 2 săptămâni. Deci, practic, în 2 luni de zile, tâmplăriile de la dată în producere, ele erau acasă. Și costurile. Costurile au impresionat absolut pe toți. Absolut pe toți. Dacă noi luam unul din sistemele mai de top, mai de brand, le numim așa, care sunt pe piața europeană sau pe piața noastră, nu vorbesc despre o așa o lățime de 110 mm, să fie el chiar și de 86 de mm. Costul la tot volumul care este aici ar fi fost X bani, da? Costul tâmplăriilor în China plus livrarea adusă acasă ar fi costat X ceala împărțit la 2. Deci, noi avem un produs calitatea nu că superioară, cel mai calitatea jos pălăria, necătând că chinezii zic că au un produs încă mai fain ca acesta. Deci avem un produs bun, cu termeni foarte buni, livrat acasă și costul lor este X împărțit la 2. Noi am rămas impresionați de produsul dat, am rămas impresionat de calitatea. Eu nu am văzut așa calitate la produs. Dacă aș da o notă de la 1 la 10, asta ar fi 10 cu plus. Sper să fi fost informativ videoul de astăzi. Nu uitați să dați un like, un subscribe, să lăsați un comentariu, să încercăm să vă răspundem la el. Vă urez o zi frumoasă, faceți produse calitative. La revedere!